Vă salut, prieteni! Bine v-am regăsit! Sunt Bogdan Gamaleț și vă prezint un material despre profeții, cele 7 peceți. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. 7 peceți din cartea Apocalipsa vor fi pe cartea care va putea fi deschisă doar de mielul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, care a fost înjunghiat. Pe măsură ce Ioan l-a văzut pe Iisus rupând pecețile, a văzut și evenimentele care urmau și le-a scris conform indicațiilor pe care i le-a dat Domnul. În timp ce Ioan îl vedea pe Domnul rupând primele 4 peceți, a fost chemat pe rând de cele 4 făpturi vii să vină și să vadă cei 4 cai și călăreții lor, fiecare cu sarcini specifice. A 5-a pecete va fi urmată de persecuții severe și de martiriul creștinilor. Pecețile a 6-a și a 7-a arată anumite fațete ale răpirii. Prima pecete, Apocalipsa 6 cu 1 și 2. Când a rupt mielul cea din tâi din cele 7 peceți, m-am uitat și am auzit pe una din cele 4 făpturi vii zicând cu un glas ca de tunet: vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce stătea pe el avea un arc. I s-a dat o cunună și a pornit biruitor și ca să biruiască. Anticristul, chiar dacă este malefic, este descris pe un cal alb pentru că va părea bun. I se va da o coroană autorității, mijloacele necesare ca să cucerească și un anumit interval de timp. Nu va avea nimic prin propria lui putere sau tărie, ci pentru că Dumnezeu îi va permite. Majoritatea omenirii va continua să aleagă râul în locul lui Dumnezeu și Domnul îi va lăsa pradă propriilor dorințe și alegeri. Pecetea a doua, Apocalipsa 6 cu 3 și 4. Când a rupt mielul a doua pecete, am auzit pe a doua făptură vie zicând: vino și vezi. Și s-a arătat un alt cal, un cal roșu. Cel ce stătea pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ, pentru ca oamenii să se înjunghe unii pe alții și i s-a dat o sabie mare. Pacea va fi luată de pe pământ. Anticristul va fi un maestru al înșelăciunii. Daniel 8:25. Va vorbi despre pace, dar va căuta să cucerească. Vor fi războaie și zvonuri de războaie, așa cum a spus Iisus. Să urmărim corelarea versetelor următoare cu primele 2 peceți, precum și cu pecețile a 3-a și a 4-a care urmează. Citind ce se spune în Apocalipsa despre peceți și ce scrie în Matei 24 cu 1 până la 51, Marcu 13 cu 1 până la 37 și Luca 21 cu 5 până la 36, constatăm că relatările sunt foarte asemănătoare. Secțiunea care urmează este foarte relevantă. Matei 24 cu 3 până la 14. El a șezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și i-au zis: spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia. Drept răspuns, Iisus le-a zis: băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Și pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și ciume, dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și, din pricina înmulțirii fără de legii,
Dragostea celor mai mulți se va răci, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Oare ceea ce am citit mai sus spune că ucenicii lui Iisus nu vor trece prin perioade de suferințe și pericole? Și nu doar că vor trece, dar vor trebui și să rabde până la sfârșit ca să fie mântuiți. Pecetea a treia, Apocalipsa 6 cu 5 și 6. Când a rupt mielul pecetea a treia, am auzit pe a treia făptură vie zicând: vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal negru. Cel ce stătea pe el avea în mână o cumpănă. Și în mijlocul celor patru făpturi vii, am auzit un glas care zicea: o măsură de grâu pentru un leu, trei măsuri de orz pentru un leu, dar să nu vatămi unt de lemnul și vinul. Pecetea a treia arată că vor veni timpuri mai grele și mai întunecate, când hrana se va împuțina și va fi greu de găsit. Marcu 13 cu 8. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și tulburări. Aceste lucruri vor fi începutul durerilor. Instrucțiunile vor fi să nu distrugă uleiul și vinul. Aceasta poate însemna că cei care se încred în Domnul vor fi ajutați, așa cum a fost Ilie când i-au hrănit pe corbii și văduva din Sarepta, căreia nu i s-a terminat făina și uleiul. 1 Împărați 17 cu 8 până la 16. Pecetea a patra, Apocalipsa 6 cu 7 și 8. Când a rupt mielul pecetea a patra, am auzit glasul făpturii a patra zicând: vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal gălbui. Cel ce stătea pe el se numea Moartea și împreună cu el venea după el locuința morților. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă și cu fiarele pământului. Calul gălbui are semnificația palorii bolnăvicioase. Culoarea calului trece de la imitație de alb la roșu, apoi negru și acum gălbui, ca și paloarea unei persoane bolnave. Se va trece de la pace la conflicte reale, oamenii vor ajunge să se ucidă unii pe alții, vor fi războaie, inflație mare și un sfert din pământ va fi ucis de sabie, foamete și de fiarele sălbatice. Acestea nu vor fi timpuri ușoare și nu e de mirare că unii creștini refuză să creadă că credincioșii vor trebui să treacă prin ele, dar știm din timpurile grele prin care a trecut biserica timpurie că dacă Dumnezeu vrea să trecem prin ceva, El are un scop și un plan și ne va da puterea și tot ce avem nevoie ca să facem față la tot ce va veni. Să remarcăm că puterea le va fi dată morții și locuinței morților, deci Dumnezeu va permite ce va fi. Cred că foametea și ciumile, bolile contagioase, din versetele următoare, se corelează cu foametea și molimele peceții a patra. Luca 21 cu 10 și 11. Apoi, le-a zis el, un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Pe alocuri vor fi mari cu tremure de pământ, foamete și ciumi, vor fi arătări înspăimântătoare și semne mari în cer. Pecetea a cincea, Apocalipsa 6 cu 9 până la 11. Când a rupt mielul pecetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră înjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau: până când, Stăpâne, Tu, care ești sfânt și adevărat,
zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului. Fiecăruia din ei i s-a dat o haină albă și li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme, până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor, care aveau să fie omorâți ca și ei. Aici este clar vorba despre creștinii care vor fi fost înjunghiați pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru mărturisirea credinței lor. Vor primi haine albe și vor întreba când vor fi pedepsiți cei care i-au ucis. Li se va răspunde că va mai dura puțin, până când vor fi uciși toți credincioșii care trebuie să moară ca și ei. Cred că toate acestea sunt în corelare cu versetele următoare. Marcu 13:12-20. Fratele va da la moarte pe frate său și tatăl pe copilul lui. Copiii se vor scula împotriva părinților lor și îi vor omorâ. Veți fi urâți de toți pentru numele meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Când veți vedea urâciunea pustiirii stând acolo unde nu se cade să fie, cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munți. Cine va fi pe acoperișul casei să nu se coboare și să nu intre în casă ca să-și ia ceva din ea, și cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-și ia haina. Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor da țâță în zilele acelea! Rugați-vă ca lucrurile acestea să nu se întâmple iarna, pentru că în zilele acelea va fi un necaz așa de mare, cum n-a fost de la începutul lumii pe care a făcut-o Dumnezeu până azi și cum nici nu va mai fi vreodată. Și dacă n-ar fi scurtat Domnul zilele acelea, nimeni n-ar scăpa, dar le-a scurtat din pricina celor aleși. Pecetea a șasea, Apocalipsa 6:12-17. Când a rupt mielul pecetea a șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele și stelele au căzut din cer pe pământ, cum cad smochinele verzi din pom când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul, și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Împărații pământului, domnitorii, capitanii oștilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților. Și ziceau munților și stâncilor: cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui. Și cine poate sta în picioare? Acesta este începutul venirii Domnului. Totul se va întuneca, soarele, luna și stelele, pregătindu-se pentru venirea Domnului în toată slava Lui, care va lumina întregul pământ, și cred că se corelează cu versetele următoare. Marcu 13:24-27. Dar în zilele acelea, după necazul acesta, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile care sunt în ceruri vor fi clătinate. Atunci se va vedea Fiul omului venind pe nori cu mare putere și cu slavă. Atunci va trimite pe îngerii săi și va aduna pe cei aleși din cele patru vânturi, de la marginea pământului până la marginea cerului. Șase peceți vor fi trecut, urmează a șaptea, dar înainte ca Ioan să scrie despre a șaptea pecete, s-a oprit să scrie despre cei 144.000 de evrei care trebuie să fie pecetuiți pentru protecția lor. Apocalipsa 7:1-4. După aceea am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colțuri ale pământului. Ei țineau cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac,
Și am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri cărora le fusese dat să vatăme pământul și marea, zicând: nu vătămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorului Dumnezeului nostru. Și am auzit numărul celor ce fusese răpecetuiți, 144.000 din toate semințiile fiilor lui Israel. Pecetea a șaptea, Apocalipsa 8:1. Când a rupt mielul pecetea a șaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas. Va fi liniște în cer, pentru că sfinții și îngerii vor veni împreună cu Iisus să-i răpească la cer pe cei care sunt ai lui de pe pământ. 1 Tesaloniceni 4:13-14. Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci, dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Iisus, pe cei ce au adormit în El. Dumnezeu este milos, dar este și drept. Ziua venirii Lui pentru răpirea bisericii Lui va fi și o zi a judecății. 2 Tesaloniceni 1:6-10. Fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează și să vă dea odihnă atât vouă, care sunteți întristați, cât și nouă, la descoperirea Domnului Iisus din cer cu îngerii puterii Lui într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui, când va veni în ziua aceea ca să fie proslăvit în sfinții Săi și privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut. Căci voi ați crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră. În încheiere, iată câteva diferențe dintre cele șapte peceți și cele șapte trâmbițe și șapte potire ale mâniei lui Dumnezeu. Pecețile nu trebuie să fie distribuite de îngeri, așa cum sunt trâmbițele și potirele. Pecețile ne spun despre evenimente viitoare prin care vor trece biserica și lumea întreagă, în timp ce trâmbițele și potirele sunt rezervate doar pentru cei răi, pentru că sunt judecata și mânia lui Dumnezeu. Prieteni, sunt Bogdan Gamaleț. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit. Îmi au rămas bun de la voi și vă aștept și data viitoare. Pe curând!